Am văzut că este foarte vocal acest ministru care nu a fost capabil să vină cu o propunere legală și o ține una bună. Sunt două aspecte. Propunerea pe care a făcut-o ministrul apărării în CSAT nu a fost o propunere legală, în speță a propus o persoană pentru două funcții în aceeași ședință, ceea ce nu se poate. A doua chestiune pe care omite să o spună acest ministru PSD-ist, că de fapt nu a avut o propunere pentru șeful armatei. Nu există nicio propunere a lui către mine cu o propunere de, sau cu o nominalizare a unei persoane care ar urma să ocupe această funcție. Decizia pe care am luat-o atunci a fost singura posibilă și corectă de a prelungi mandatul șefului armatei în funcție. Acum, sigur, PSD-ul este foarte supărat și ministrul este foarte supărat că nu i-a ieșit jocul, dar asta nu schimbă absolut nimic. Propunerea ministrului a fost pur și simplu nelegală, iar o propunere pentru șeful armatei a lipsit. Pur și simplu. Faptul că se adresează acum în contencios cu ierarhia militară, mi se pare un demers inoportun, riscant. Generalul Ciucă este o persoană foarte respectată și cu o poziție importantă, tocmai și în cadrul președinției noastre, și în structurile militare europene și în structurile militare NATO. Ce va gândi un înalt responsabil, de exemplu, din armata unei țări cu care suntem aliată, dacă află că ministrul apărării merge în contencios să-și conteste propriul șef al armatei? Niște acțiuni prost gândite de tip PSD-ist. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, chiar să înțelegem miza acestei lupte pe care o duce, spuneați ce... O duc cei de la PSD, spuneați, care este jocul, dacă ne puteți da informații sau e vorba de informații secrete? E vorba de nicio informație secretă. Jocul este unul și același pe care îl joacă PSD-ul de la început. Vrea să pună mâna pe toate funcțiile din stat. Or, asta nu se poate. Funcțiile din stat se ocupă și pe criteriul competenței. Bun.